Pro-România Vâlcea și-a anunțat candidații pentru alegerile locale din luna septembrie în cadrul unei ședințe organizată vineri 17 iulie. Partidul Pro-România se mândrește la nivelul județului cu 50 de consilieri locali care au ales să părăsească celelalte grupări politice în avantajul Pro-România. Până în momentul de față, acest partid și-a ales candidații pentru 81 de primării locale din totalul celor 89 din tot județul. Scopul lor este ca după finalizarea alegerilor să aibă minim 5 primari în funcție la nivelul județului. Pentru funcția de primar al Râmnicului, Pro-România îl pune la bătaie pe Gheorghe Udubaie, care și-a dat demisia la niciun an de mandat. Pentru funcția de președinte al Consiliului Județean, candidatul Pro-România este Adrian Sandu, fost consilier județean, președinte al Colegiului Psihologilor Vâlcea și președinte Pro-România Râmnicu Vâlcea. În ceea ce privește candidatura mea la funcția de președinte al Consiliului Județean, ea este una asumată, așa cum spunea și Răzvan, pe baza unui sondaj de opinie realizat de o casă de sondare din București, dar și de dorința, să spun așa, a colegilor mei din Pro-România Vâlcea, membrii Biroului Județean și a președinților de organizații, care au susținut candidatura mea. În următoarele cel mult 2 săptămâni de zile să consolidăm echipa cu toate comunele până la 89, așa cum spunea domnul președinte, dar nu e rău că deja avem 80 de comune asigurate. Partidul Pro-România se laudă cu cele mai multe femei candidat la funcția de primar local. Un alt punct de interes cred că este acela că vom avea cele mai multe femei candidați la funcția de primar în județ. Și aș putea să vă spun foarte rapid câteva localități unde am stabilit deja candidaturile. Vorbim de Mihăiești, de Govora, de Stoienești, Stroiești, Oteșani și multe altele. Întrebat de reporterul Antena 3 Vâlcea, prezent la ședința partidului, dacă va apela la alianțe politice, Răzvan Cotovelea, președintele filialei vâlcene Pro-România, nu a ezitat să ofere un răspuns afirmativ. Da, și preelectorale și postelectorale, iar elementul fundamental în a lua o decizie într-un sens sau altul îl va reprezenta programul politic. Credem că acest principiu este unul sănătos, dincolo de, mai ales în contextul alegerilor locale.